Adunarea generală extraordinară a acționarilor complexului energetic Oltenia, ce va fi întrunită luni la sediul societății, chiar a doua zi după alegerile parlamentare, are pe ordinea de zi tocmai planul revizuit de restructurare, reorganizare și eficientizare al CEO. În cadrul aceleiași ședințe se va aproba și planul de disponibilizare al companiei pe 2016-2017. De asemenea, se va pune pe tapet și contractul de pază al societății, dar și retragerea definitivă de la funcționare a grupului 1 de la SE Turceni. Minerii și energetici cetățenii nu vor apuca să se dezmeticească bine după alegerile de duminică, pentru că luni decidenții din compania de stat vor bătea în cuie deja câți dintre ei trebuie trimiși acasă anul viitor, dar și cum se va restructura societatea. Planul de disponibilizare al companiei pe 2016-2017 va fi supus la vot în condițiile în care sindicatele din CEO doar se acuză între ele pe marginea consultării ori neconsultării lor, a celor care vor fi trimiși acasă anul viitor. Fără sindicate, însă, numărul va fi parafat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia, la fel și planul de eficientizare al companiei de stat. Acționarii, persoanele juridice pot participa la ședință prin reprezentanții lor legali care pot da procură altor persoane. Procurile și delegațiile se pot depune până cel târziu sâmbătă. În cazul în care ședința nu va avea loc, aceasta va fi amânată pentru marți, în același loc.